fratele țăranului Pătru Mărgineanu a fost profesorul universitar Nicolae Mărgineanu, fondator de școală în psihologia modernă, personalitate strălucită, născută și formată la luminile Universității Clujene. Soarta lor îngemănată însumează tragedia a două mari clase ireductibil opozante la comunism, țărănimea și intelectualitatea. În strada Nicolae Iorga, profesorul și soția sa își cumpăraseră o casă. Aveau doi copii, un băiat și o fată. Casa era situată într-un cartier liniștit al Clujului, în care, primăvara, exploda romantic cu adevărate acoperișuri de forstiția. În ziua de 14 aprilie 1948 s-a declanșat năpasta. Profesorul era în biroul lui de lucru când, la orele 11 dimineața, a sunat un inspector de securitate care l-a rugat în numele colonelului Patriciu să poftească la biroul său pentru a da unele informații asupra Asociației Româno-Americane. Profesorul s-a întors pe soția sa și a rugat-o să-i pregătească sacul cu cele necesare, sac pregătit încă cu câteva săptămâni înainte, odată cu scoaterea sa de la catedră. Tot atunci au fost demiși din universitate profesorii Sextil Pușcariu, Ioan Lupaș, Silviu Dragomir și Lucian Blaga, membri ai Academiei Române, Dimitrie Popovici și alții. De la Inspectoratul de Securitate din Cluj, după o noapte de celulă, a fost trimis la București sub escorta unui sergent. În drum spre gară, datorită bunătății însoțitorului, profesorul s-a abătut pe acasă. Bănuia oare că va lipsi 16 ani? Incredibilul se transforma în absurd. Băiatul de 8 ani dormea, iar fetița de 12 ani se trezise. La despărțire s-a agățat de gâtul meu și nu voia să mă lase să plec. A fost cea mai grea clipă din viața mea. Trei agenți, care nu vorbeau bine românește, au percheziționat cu barbarie casa. N-au găsit nimic. Profesorul și-a îmbrățișat soția și a plecat în grabă ca să nu-și dea seama de plânsul care îl neca. Doamne Dumnezeule, a spus sergentul, dar ce blestem o fi pe neamul nostru, domnule profesor! În tren, peste Târnava, am revăzut pentru o clipă satul natal Obreja și pe Câmpia Libertății de la Blaj, Marea Adunare, din 1918, iar în urechi mi-a răsunat cântecul ei. Preoți cu cruce în frunte, căci oastea e creștină. Deviza-i libertate, iar scopul e prea sfânt. Acum soldații noștri erau învățați să cânte o Moscova, o patrie. Cei care mai cântau răsunetul lui Mureșanu erau în închisori. Profesorul Nicolae Mărgineanu a fost predat la București, Direcției Generale a Securității Statului, în mâinile generalului Alexandru Nikolski, pe care l-a recunoscut după pomeții de mongol și după cruzime. În cumplitele beciuri ale securității din Malmaison, gânditorul cunoaște prima celulă, primul cerc al infernului.
Soția profesorului Mărgineanu face parte din categoria acelor femei a căror viață a fost blocată de istorie, de o anumită istorie. Închisoarea și moartea profesorului, Eufrosina Mărgineanu le numește cele două văduvii, osândă și sfințenie. Dat afară din toate slujbele, și-a găsit cu greu un post de pedagog de noapte la un cămin de copii. Acolo s-a îmbolnăvit de plămâni. Suferința a fost cumplită, doamnă, pentru că a fost an când nu știam dacă trăiește sau nu. Copiii dați afară de școală. Vă puteți imagina să-ți fie copii dați afară din școală. V-ați putut angaja fica undeva? Fica mea, eu da, dar foarte greu. Eu am un doctorat în psihologie și o licență în engleză. Și singurul post pe care cu greu l-am obținut a fost de pedagogă la un preventoriu. Unde v-ați fi îmbolnăvit, am înțeles, acolo, da? Îmbolnăvirea mea, aveam grijă de mine pentru că aveam doi copii și trebuia să-i cresc, nu? Fiica mea s-a angajat, nu știu dacă v-a spus, la fierul, la secția culori și vindea acolo ca vânzătoare. Pentru că altfel n-avea voie să facă liceu și, adică, să-l facă, nu să se ducă la școală, să-și dea examenele ca să poate să-și treacă clasele, să-și facă liceu. Am primit de la ministru aprobarea să-i dau pachet cu semnătura, nu știu ce ministru era atunci. M-am dus la București pentru treaba asta. Și m-am dus, doamnă, am scris la toate penitenciarele. Fiecare penitenciar scria că nu e acolo. La Iud n-au scris nimic și atunci am presupus că e la Iud și într-adevăr era la Iud. Și m-am dus cu pachetul și nu m-au lăsat să-i dau pachetul. Am zis nu vreau să-l văd, numai dați-i aceste alimente că știu că are nevoie de ele. A fost cumplit. În ziua de 14 aprilie, data arestării profesorului Mărgineanu, la București se votase noua Constituție a țării. Ziarele îi făceau o amplă campanie de presă. La capitolul Drepturile omului se putea citi clar că niciun cetățean al țării nu poate fi reținut mai mult de o lună fără să îi se stabilească o culpă sau să fie judecat de organele de justiție. După câteva luni de anchetă, profesorul Nicolae Mărgineanu, față în față cu călăii săi, s-a prevalat de drepturile constituționale. Palmele au fost doar un avertisment. În contradicție flagrantă cu prevederile Constituției, în mai 1948, în România se declanșează un masiv val de arestări. Când mașinile negre ale securității intrau pe strada Nicolae Iorga, casele amuțeau. Doar vocea doamnei Mărgineanu se auzea de neoprit în semeția ei. Ticăloșilor, iar ați venit! Până și ei, ofițerii de securitate, își plecau privirea. Nu scrisese Nicolae Mărgineanu una dintre cele mai luminoase cărți sub semnul omeniei? Universul concentrațional românesc nu se oprea între zidurile închisorilor. Faceți parte dintr-o familie care a cunoscut în fel și chip teroarea. Mărgineni au îmbrăcat și cămașa morții. Mă gândesc la figura blândă de mucenic a primarului din Obreja. Vă rog să ne amintiți pe toți. Da, aș începe cu fratele tatălui meu, țăranul Petru Mărgineanu, care era de altfel primarul comunei Obreja, comună care ține de Mihalț, de unde a pornit Revoluția din 1848. A fost arestat curând după arestarea tatei, bătut cu violență,
prima variantă a decesului lui, mă rog, a ajuns așa din vorbă în vorbă, ar fi fost că a murit în anchetă. Pe urmă ne-am dat seama că nu este adevărat. În final s-au făcut progrese mari și am ajuns la urma decesului lui la Sibiu, îngropat într-o groapă comună cu alți sărani din regiune și, mă rog, ne punem problema și sperăm că o să putem să-l desumăm, să-l recunoaștem, deci astea sunt actualele noastre probleme, și să-l înmormântăm cum se cuvine. În orice caz, bunica mea când a murit, cei doi băieți erau amândoi închiși. Unchiul meu avea 3 copii, vărul meu Eugen Mărgineanu, student la medicină în ultimul an, a făcut 5 ani de canal, și după eliberare n-am mai putut să continue medicina, îi lipsea un an, este felcer acum în satul Obrejă. Pirișoarele mele au făcut și ele școală cu multe, multe pauze, s-au căsătorit fiecare cu un fost deținut politic, Marioara Sava, căsătorită cu Horia Sava, și Elena Croitoru, Virgil Croitoru, și el a făcut mulți ani de închisoare, după cum vedeți. Întâmplarea sau soarta ne-a dus în familie oameni cu aceleași probleme și aceleași dureri. În anul 1990, fiica lui Pătru Mărgineanu se adresează Ministerului de Interne spre a-i fi comunicată oficial data morții tatălui ei. În adresa Ministerului de Interne, paradoxal, data morții este anul 1954, conform actului de deces din anul 1957. Iar, în același timp, de la Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, certificatul de deces poartă data 5 aprilie 1950. Cine este interesat în perpetuarea confuziei? Tata s-a născut la țară, este fiu de țăran și în momentul când a plecat la liceu, ne povestea de multe ori, mama lui i-a spus să aibă grijă de un singur lucru, să-și păstreze conștiința, sufletul spunea curat, deci conștiința curată, așa cum îi spalea cămașa duminica dimineață când merge la biserică. În liceu, părinții lui, neavând bani, el s-a întreținut prin meditații și la fel și în facultate. A făcut facultatea de psihologie cu profesorul Guangă la Cluj. Iar apoi, prinzând această perioadă extraordinară pe care tinerii în România între cele două războaie au prins-o, a avut șansa de a obține bursa Rockefeller în Statele Unite, mai întâi pentru 3 luni de zile, iar apoi, datorită rezultatelor obținute, bursa s-a prelungit la un an și apoi la 2 ani de zile, ceea ce era un caz cu totul ieșit din comun. Înainte de a se reîntoarce în țară, lui s-a oferit un post de conferențiar în Statele Unite și totuși el a dorit foarte mult să vină în țară, deși situația deja era tulbure. Deja publicase foarte mult, deja obținuse un post de profesor, de conferențiar și apoi de profesor universitar la Universitatea din Cluj, la Facultatea de Psihologie. Până a venit războiul la Sibiu și apoi catastrofa care a urmat. Datorită relațiilor pe care tatăl meu le-a avut cu Statele Unite și datorită faptului că le-a văzut destul de bine, el a fost solicitat de Petru Groza să țină o suită de conferințe pentru retrocedarea Ardealului. Fapt pe care tatăl meu l-a făcut se pare cu destul de mare succes și se pare că a avut un aport foarte important la retrocedarea Ardealului. Într-o carte apărută postum, Adio Europa, Ion de Sârbu, unul dintre întemnițații gulagului românesc, evoca cu tragism, dintr-o perspectivă lucidă și ironică, experiența comunistă a Estului European, a Balcanilor îndeosebi. Adevărata bombă atomică a fost aruncată la Ialta. Ea nu a explodat, ea radiază, se întinde, nu mai poate fi oprită. O treime din Europa a fost dată unor comisari cinici, abia ieșiți din cuptorul asiatic al proceselor politice și al luptelor pentru putere. Cu ce drept, cu ce obraz mai vin diplomații și gazetarii să ne întrebe de ce suntem speriați, lași și falși?
După 6 luni de la eliberare la noi, ultimul acar sau țârcovnic de biserică știa cu limpezime cam ce este și încotro ne va duce această revoluție. Putea stafia Bărbosului să ne dea târcoale 100 de ani. Noi l-am fi ignorat. Suntem latini. Legea și proprietatea sunt visul nostru, nu dictatura și colectivizările. În 3 valuri, sute de mii de țărani, cărturari, soldați au înfundat pușcăriile. În 3 valuri, realizând un alt holocaust, genocid, despre care se cam tace în apus. Și până în anul 1960, în toți munții noștri existau bandiți, desperados, partizani fără de partid, oameni simpli, ce se sinucideau deoarece credeau sincer și în libertate și în independență. 1,5 milioane de victime la un popor de 18 milioane câți eram când a început războiul. Teroarea familiilor, campaniile de naționalizare, de colectivizare, de cooperativizare și uriașa armată mistică a agenților și a informatorilor cu care ne-au blagoslovit furnizorii noștri de teroare și spaimă. Umbla Europa aceasta în vârful picioarelor, ca nu cumva să supere ursul, căruia din 10 în 10 ani îi mai oferă pe tavă câte o țară de sfâșiat. Să așezăm față în față ziarul Scânteia și jurnalul profesorului Mărgineanu. Judecarea unui grup de complotiști, sabotori și spioni. Un complot la Clubul Marei Finanțe, pus la cale de magnații industriei, de la uzinele Reșița, împotriva clasei muncitoare. Acuzații au organizat și s-au pus în fruntea unui complot contra statului, sprijinindu-se pe rămășițele reacțiunii din țară, care a fost doborâtă, dar n-a fost încă distrusă. Cu sprijinul și după directivele din afară, ale serviciilor de spionaj, ale unor țări imperialiste, au pregătit răsturnarea prin violență a guvernului legal și reinstalarea vechiului regim burghezo-moșieresc, atentând în mod criminal la independența și suveranitatea statului nostru. Au creat o organizație subversivă, complotistă, teroristă și conspirativă. Acuzatul Nicolae Mărgineanu, pe atunci consilier psihotehnic al uzinelor Reșița, a participat alături de acuzatul Pop la conducerea formațiilor subversive, teroriste și insurecționale care acționau în folosul cercurilor imperialiste ale statelor străine. S-au pus în înțelegere secretă cu colaboratorii legației americane din București, Melbourne, Leverick și Ferguson, și au luat parte activă la realizarea planului de săvârșire a unei lovituri de stat. A participat la alcătuirea listei guvernului complotist, care, cu ajutoare din afară a cercurilor imperialiste ale unor state străine, trebuia să pună mâna pe putere în țară, să înlăture guvernul legal ales prin voința poporului. A transmis în mod sistematic reprezentanților legației anglo-americane din România, Barton Berry, Melbourne, Frank Shea, Dunham și Robinson, informații militare, politice și economice și alte informații interesând apărarea și economia statului, armamente și bugete. A participat alături de acuzatul Pop la conducerea organizației subversive și paramilitare de tip fascist, a instigat la înarmare și acțiuni violente cu scopul de a provoca război civil în țară. Dușmanii poporului în fața judecății poporului. Cu nemărginită revoltă și scârbă, paginile Scânteii incitau la ură. Rupți de popor, respinși de popor, întruchipare a falimentului burgheziei. Nicio îndurare pentru trădătorii de țară. Cu ură clocotitoare, cu nemărginită revoltă. Aceștia nu sunt tâlhari de rând. Sunt bandiți care ani de zile au jefuit, au asuprit și au batjocorit mii și mii de oameni ai muncii, exploatându-i până la sânge, punându-i să robească pentru ca ei, capitaliștii, să adune aur, cât mai mult aur. În ura lor oarbă, trădătorii au pus la cale un plan criminal de dezorganizare a transportului, sabotaj și paralizare a vieții economice, pedeapsă neîndurătoare pentru trădătorii fără de patrie. În caz de reușită a acțiunii complotiste, toate reformele democratice urmau să fie desființate, iar România să devină vasală a Statelor Unite. Peste 10.000 de mineri din Valea Jiului cer cea mai aspră pedeapsă pentru complotiști. Cineva, așa binecuvântez persoana asta, care mi-a scris că în ziua cutare
la tribunal va apare soțul dumneavoastră. Vă puteți imagina ce ființă ca să scrie. Și atunci mi-am luat și copii. Și ne-am așezat în sală, știți? Și când a apărut bărbatul meu, el nu s-a uitat spre sală. Dar eu am zis la copii, ridicați-vă în picioare. El a observat că se ridică în picioare. Și atunci s-a urtat pe sală și m-am ridicat și eu. Și a început să plângă, doamne. Și acum plâng eu acum. Eu îi mulțumesc, nu știu cine a fost omul ăsta de omenie care a scris. Că ziua cu tare soțul dumneavoastră apare la tribunal. Și vorba am ieșit cu copiii afară și l-am mai văzut odată când l-au scos și l-au băgat într-o dubă, dar el se uita la noi. Forțat l-au împins în dubă. Oamenii de atunci au fost niște monștri, doamnă, n-au fost oameni. Uf, Dumnezeu! Primul interogatoriu. Când, unde și de cine ai fost angajat ca agent de serviciul american de spionaj în timpul studiilor din America? Răspuns. Nu pricep rostul acestei întrebări. În America am fost cercetător științific la universitate în calitate de bursier al Fundației Rockefeller. Pe noi să nu ne minți că știm și laptele pe care le-ai sub de la maică-ta. Parcă noi nu știm că Fundația Rockefeller era o oficină a serviciului de spionaj. Anchetatorii se schimbă, victima nu. Este interogat pe rând zile în șir de colonelul Dulgheru, alias Dulberger, de Avram Bunaciu și Teohari Georgescu. Discuția cu Avram Bunaciu, ministrul justiției, avea să clarifice totul. Era nevoie de acest complot ca să dovedească amestecul americanilor în treburile interne ale României, întrucât americanii probaseră la ONU amestecul Vyshynski în instalarea guvernului Groza. Misiunea românului Nicolae Mărgineanu începe încă din anul 1940. Vestea odiosului dictat de la Viena a îndoliat pe toată lumea. Aveam sentimentul că a fost înmormântată dreptatea însăși. Am visat 1000 de ani dreapta unire a tuturor românilor în granițele firești ale patriei noastre, iar Mihai Viteazul a făcut dovada că ea e posibilă, dorită fiind de toți aceia care vorbeau aceeași limbă și aveau aceeași datină și lege. După 20 de ani însă, visul s-a destrămat împotriva voinței tuturor. Frații îndurerați am rămas și în zilele următoare dictatului, când a trebuit să ne desmeticim pentru a ne duce bruma de avere transportabilă în teritoriile libere. La frăția îndurerată a celor năpăstuiți din teritoriile cedate s-a adăugat frăția îndoliată a celor din țara rămasă neocupată care au venit să ne ajute. Omenia s-a dovedit mai vie decât oricând. Până la conferința de pace de la Paris, profesorul Nicolae Mărgineanu va pleda pe lângă misiunea americană dreptatea cauzei românești. Pâlpâie biruitoare alături de cel românesc, întruchipând frăția de arme și de cuget a României cu marile popoare, a Rusiei sovietice, a Statelor Unite și Marii Britanii. Anul 1945 începe dramatic. Generalul Rădescu ține o scurtă cuvântare la postul de radio București, acuzând pe cei doi venetici, Ana Paucăr și Vasile Luca, de a fi încercat să pună mâna pe putere prin violență, dezlănțuită nu numai în București, dar și în câteva orașe ale țării. Cei fără neam și Dumnezeu, aici generalul face aluzie la inițiaile blocului politic dirijat de Partidul Comunist, Frontul Național Democrat, au vrut să dea foc țării și să nece țara în sânge. De acum înainte, ruptura dintre generalul Rădescu și Partidul Comunist era definitivă și irevocabilă. Ziarele comuniste cer eliminarea călăului Rădescu și la 28 februarie apare la București Andrei Ianoarevici Vyshynski, ministrul adjunct de externe al Uniunii Sovietice.
În timp ce tancurile sovietice uriau pe străzile capitalei, acesta, într-un număr de audiențe avute la regele Mihai, dă un ultimatum suveranului cerând demiterea imediată a primului ministru în care Uniunea Sovietică nu mai are încredere. Când regele invocă aplicarea principiilor democratice agreate de cele trei mari puteri de la Ialta, Vâșinski răspunde că declarația Europei Eliberate nu menționează pe generalul Rădescu. Anul 1945, la câteva zile după constituirea Asociației Române de Strângere a Legăturilor de Prietenie cu Uniunea Sovietică, inițiativa aparținuse Partidului Comunist, iar președinte era ales profesorul Constantin Parhon, proaspăt înscris în partid, a fost redeschisă și Asociația Amicii Americii, al cărei președinte era profesorul Dimitrie Gusti și vicepreședinți Traian Săbulescu, Max Auschnitz, Nicolae Mărgineanu. Ce așteaptă poporul nostru cu această istoria sa de la Statele Unite ale Americii? Românii își îndreaptă întreaga lor speranță spre America. De ce? Răspunsul l-am găsit, spune profesorul, în povestea unui moș bătrân de pe Valea Hârtibaciului, care a lucrat ani de zile în lumea nouă, cum numea el America. Când omenirea a fost rea și a dorit să construiască turnul Babel, Dumnezeu a pedepsit-o amestecându-i limbile. După ce multe mii de ani au trecut, iar omenirea a suferit cumplit, Dumnezeu, în îndurarea și dragostea sa, a iertat ofensa și a început să unească limbile din nou. Dar aceasta s-a întâmplat într-un singur colț mare al lumii, America. Este acum datoria ei să stabilească o lume nouă, unind, dacă nu limbile, atunci cel puțin sentimentele și atitudinile față de libertate, dreptate, adevăr și, în fine, pace. Succesul reportat de profesorul Nicolae Mărgineanu pe lângă misiunea americană nu a fost deloc agreat de Vasile Luca și Anna Pauker. De altfel, tot națiunii americane și ministrului Barton Berry, al cărei nume fusese implicat în proces, îi se datorează înaltul ordin înmânat de Truman, suveranului României, pentru contribuția sa excepțională la cauza libertății și democrației. Cadru de mare solemnitate a avut loc în Parlament ratificarea tratatului de pace cu România, semnat la Paris în ziua de 10 februarie 1947. La această ședință istorică au luat parte membrii guvernului, în frunte cu domnul dr. Petru Groza, președintele Consiliului de Ministri, și toți parlamentarii țării, care prin votul lor unanim și însuflețit au arătat încă o dată dorința României pentru pace și libertate. Într-o audiență la primul ministru Petru Groza, Barton Berry recunoaște meritul prim în a mă fi convins că Transilvania trebuie retrocedată în întregime României, îi revine profesorului Nicolae Mărgineanu, sper că aceasta să-l ferească de neplăceri. 11 oameni nevinovați, unii necunoscuți între ei, alții nici măcar în țară la data fixată de anchetatori pentru declanșarea complotului, cad victime acestei demonstrații de forță și se aleg cu pedepse care urcă până la maximum 25 de ani muncă silnică. Marele proces risca să se transforme în comedie bufă, de vreme ce membrii conspirației se vedeau pentru prima oară la tribunalul militar. Uzinele și domeniile Reșița aveau la acea oră 25.000 de angajați. În proces au fost aduși doi muncitori care să-i înfiereze pe acuzați cu declarațiile lor. Alexandru Pop, directorul uzinelor, a cerut instanței să-i dea voie să pună o întrebare uneia dintre martori. De când sunteți angajat la Reșița? De la sfârșitul aprilie, a răspuns martorul, care nu știa că lotul fusese arestat înainte de acea dată. Și care este Pop și care-i Mărgineanu? Dumneavoastră sunteți Mărgineanu, a răspuns martorul. Pronunțarea sentinței a avut loc în după-amiaza zilei de 2 noiembrie 1948. În sală, însă, cei în cauză nu au fost duși, dar procurorul adjunct a venit în camera fiecăruia pentru a ne comunica sentința. Au intrat întâi doi soldați cu arme automate la umăr.
au luat poziție de drepți, au desprins armele de la umăr, le-au îndreptat spre mine și au simulat introducerea cartușului în țeavă. Nu am priceput ce se întâmplă, deoarece pedeapsa cu moartea la acea oră nu exista. Veștile veneau de la cei care ieșeau din temniță. Spunea, Doamne, faceți ce puteți și trimiteți-mi un pachet cu alimente. Și am făcut un pachet cu alimente. Doamne, am luat marmeladă din aia care se vindea să tăia cu cuțitul pe vremuri. Și am pus sute de vitamine C. În această marmeladă și iar am făcut-o un patrat ca să nu bage ei de seamă că am pus atâtea vitamine. Și m-am dus personal, am obținut de la minister aprobarea să-i dau acest pachet. Și la temniță nu mi-au dat voie și m-am întors cu pachetul înapoi. Mama a fost... zile și momente cumplite, cumplite. Cum a fost posibilă o asemenea sentință? Adevărul este că războiul rece începuse, iar noi am fost victimele lui. Dar odată și odată se va face, poate, și un proces drept împotriva acelora care ne-au făcut nouă un proces atât de nedrept. Putem însă spăla de răspundere pe românii care au colaborat cu ei, devenind uneltele oarbe ale stalinismului? Evident, nu, căci crimele lor împotriva neamului și a fraților sunt prea mari. De aceea, în momentele de grea încercare, când ființa poporului nostru și a dreptului în lume este dur atacată, fratricidul este crima cea mai odioasă pe care istoria nu o iartă. Deși el obișnuia să nu pomenească nicio clipă lucruri urâte, pentru că spunea că nu ar vrea să aducă nicio clipă ofensă neamului românesc prin momentele urâte care s-au petrecut acolo, avea însă obiceiul să ne povestească mai ales lucruri hazli, lucruri care strâneau hazul spre uimirea noastră. Uneori însă, sigur că mai scăpau și amănunte despre regimul infernal pe care l-au avut în închisoare. În primii ani a fost un regim de exterminare. El e un bărbat înalt, de 1,85 m. Deci întărea înainte 80-85 de kilograme și în închisoare a ajuns la 38 de kilograme. Deci, practic, era piele și os. Și chiar ne spunea că au avut o șansă mai mare oamenii scunzi, care cu acea zeamă în care se găseau două babe de fasole, puteau rezista în condițiile astea, pe când oamenii înalți, majoritatea s-au prăpădit. O șansă mare pentru supraviețuirea din închisoare a fost faptul că a reușit să-și păstreze un moral ridicat și faptul că a avut un anturaj, a avut prieteni foarte buni, prieteni dinainte, pe care i-a cunoscut și înainte, dar și în timpul închisorii. Și faptul că, și un lucru pe care eu admir foarte mult, au fost bărbați, adevărat. După 15 ani de închisoare la Zarca din Aiud, profesorul George Manu a murit ucis prin înfometare de colonelul Crăciun. Înainte de moarte, a fost adus într-o pătură, sub braț, la infirmerie, de un gardian. Avea 30 de kilograme. Vremurile erau așa de groaznice, încât nu poți să judeci decepțiile și nu poți să judeci nici pe oamenii care te-au decepționat cumplit. Au existat, bineînțeles,
Aproape că îi înțeleg, adică a venit la noi în casă putea să însemne o arestare sau putea să însemne o perchiziție. Înțeleg, dar ne-au durut teribil. Ne-au durut și în fire și omenește, dar ne-am străduit și atunci, acum să înțelegem și asta este. Dar au fost prieteni formidabili, care au riscat enorm și care au venit, și medici care s-au îngrijit de bunica mea, s-au îngrijit de mama, s-au îngrijit de noi toți, care nu uitau să vină, familia Macavei, familia Lepădatu, care veneau de... ani de zile au venit de Sfântul Nicolae la mama să-i îndulcească aniversarea. Și pe urmă, uluitor erau persoanele absolut necunoscute, care uneori ne-au ajutat și ne-au făcut servicii, realmente riscând canalul. N-aș pomeni, eu știu, n-aș vrea să pomenesc nume și să nu supăr cumva pe cineva care, în fine, pe care poate nu-mi vine minte acum, dar în orice caz, oameni necunoscuți care au riscat libertatea. Erau oameni care aveau copii, aveau familie, știau ce riscă, nu erau irresponsabili. Știau exact că un certificat medical pentru mama, ca să nu fie dat afară din slujbă și noi să avem ce mânca, putea să fie pedepsit cu ani de închisoare. Și totuși a făcut, era doctorul Mihaiu care i-a dat acest certificat. Nici nu o cunoștea, știa cine este. Dar i-a dat certificatul și mama n-a fost dat afară și pe urmă am aflat că de fapt el n-a făcut asta numai cu mama, a mai făcut și caz nenorociți. Și atitudinea oamenilor și a prietenilor care au fost alături de noi și a persoanelor necunoscute care au riscat atât de mult pentru noi, să știți că asta era un balsam pentru sufletul nostru, era, nu știu, poate era un lucru, era lucru care ne alina și ne îngăduia să sperăm că dacă oamenii ăștia există, înseamnă că mai există lume și mai există speranță și există bine în jurul tău. La 3 zile după mascarada procesului, un procuror a venit în celula lui Nistor Chioreanu și a comunicat: 20 de ani muncă silnică pentru trădare, 20 de ani pentru complot, 20 de ani pentru sabotaj, 20 de ani pentru transmitere de informații unei puteri străine. Într-o carte memorial va vorbi despre mormintele vii ale aiudului. Suferința familiei Mărgineanu este și suferința casei. Jumătate din casa din strada Nicolae Iorga, numărul 7, a fost confiscată și confiscată a rămas de aproape o jumătate de secol. Casa de sus, nu ne-a dat o tâlharie înapoi. A venit un om foarte cum să cade și a spus: Doamnă, un singur lucru pot să fac pentru dumneavoastră, să alegeți partea casei care vreți. Și am ales parterul că era mai mare. Dar casa toată e a dumneavoastră, cum să alegeți din casă o felie, uite, din ea? Da, pentru sus plătesc chirie. Dumneavoastră știți lucrul ăsta? N-o să mai plătiți. N-o plătesc eu, o plătește giderile meu. Pentru că ne-am cedat apartamentul ăsta. Dar se plătește chirie. Ar trebui să faceți ceva să nu se mai plătească chirie. Măcar atât
înainte de a muri, pentru că grozavă îmi doresc moartea. În fiecare seară mă rog lui Dumnezeu să nu mă trezesc dimineața. M-am săturat, Doamne. Nu e Ceaușescu, a venit Iliescu, e vreo diferență între ei? Deci, în 1964 s-a dat acel decret de către Gheorghe Gheorghiu și au început să iasă, într-adevăr, foarte mulți, foarte... Mi-amintesc perfect peisajul străzii atunci, că de multe ori îi recunoșteai de la distanță pe cei care erau ieșiți în închisoare, că aveau ochii măriți, aveau, erau, mă rog, palizi, erau, aveau, dar aveau o bucurie uluitoare, aveau, așa, și așteptam... Eu eram la București, nu mai eram la facultatea de chimie, eram după 3 ani de șoferie, am dat la o școală tehnică pe care chiar am terminat-o, o școală tehnică de metrologie, în sfârșit, ca să am o meserie. Și în momentul când am primit telefonul de acasă, culmea, ne înțelesesem ca să pot să-mi iau motivare, să-mi dea o telegramă că sora mea este bolnavă. Și când am primit telegramă, nu mi-a venit să cred. Și am fugit la telefon, am crezut poate că nu cumva chiar sora mea să fie bolnavă. Dar de fapt, venise tata și am auzit vocea. M-a oprit sorul. Eliberare, profesorul Nicolae Mărgineanu și-a regăsit prietenii pe Eliade, pe Noica. A primit la 70 de ani o nouă bursă Rockefeller, dar casa întreagă, urmașii lui, au obținut-o după 50 de ani, în anul 1996. Comuniștii, când nu mai pot sechestra persoane, sechestrează proprietăți. Pentru restabilirea adevărului față de această revoltătoare crimă judiciară, nu singură în acei ani, în urma căreia oameni nevinovați au ispășit 16 ani de temniță grea, cei care au avut șansa să supraviețuiască au cerut recurs în anulare la Curtea Supremă de Justiție. L-au obținut după 8 ani de memorii ce primeau răspunsuri revoltătoare de genul "Nu este cazul". Of, Dumnezeu! În 26 martie 1998, Curtea Supremă de Justiție admite recursul în anulare cerut de Procurorul General, casează sentința Tribunalului Militar București cu privire la inculpații Bujoiu, Măcelariu, Horea, Nicolae Mărgineanu și ceilalți, achită pe cei 9 inculpați pentru toate infracțiunile ce li s-au reținut în sarcină. Spunea soția profesorului Mărgineanu în acest interviu document: "Ferească Dumnezeu! Se zice că istoria se repetă, să nu se repete."